dimineața, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi voi face împreună cu dumneavoastră un suc de roșii cu gogoșari. Este preferat de noi pentru că are o consistență mult mai mare, este mult mai gros față de sucul de roșii obișnuit. Este ideal pentru ciorbe, pentru supe, pentru tocănițe, puteți să-l puneți și la pizza. Este de excepție, este o rețetă veche, bună și ideală pentru zilele friguroase în care avem nevoie de aceste sucuri. Vom avea nevoie de, eu am pus cantități egale de gogoșari și roșii, 4 kg de roșii, 4 kg de gogoșari. Roșiile sunt coapte de grădină, uitați-vă, sunt și puțin afectate. Le vom curăța foarte bine de cotor, le vom tăia în sferturi, iar gogoșare la fel îi vom curăța de cotoare și de semințe. Gogoșare îi vom da prin mașina de tocat carne, iar roșiile le vom da prin mașina care separă foarte bine coaja și semințele. Mașina care transformă aceste roșii gustoase într-un suc dulce. Pe ambele le vom combina într-o oală antiaderentă, într-o oală, eu am o oală căptușită cu piatră, și le vom adăuga deasupra aproximativ 100 de ml de ulei. Deci la aproape 7 kg de produs brut vom pune 100 de ml de ulei și 3-4 lingurițe rase de sare. Uleiul și sarea conservă foarte bine acest tip de suc. Și ce trebuie să mai știți dumneavoastră este că sucul acesta are un gust deosebit dacă îi punem puțin ulei. Nu-i puneți ulei de măsline pentru că nu se conservă foarte bine, se amărăște în timp. Am încercat și așa. Uleiul de floarea soarelui este ideal. După cum observați, dăm roșiile prin separator, dăm și gogoșare prin mașina de tocat carne, le punem pe toate la fiert, uitați, într-o oală mare, antiaderentă, le amestecăm din când în când și le lăsăm, observați cât este cantitatea, este oala aproape plină, le lăsăm să scadă foarte bine, punem și uleiul, le lăsăm să scadă foarte bine, cam un sfert din cantitate. Deci cam de 3-4 degete, după care, exact așa fierbinte cum este, îl turnăm pur și simplu în sticle. De ce îl turnăm fierbinte? Nu vreau să-l mai pun la baimarin, pentru că fiind foarte fierbinte, putem să întoarcem sticlele pe dos și se sterilizează foarte bine, garnitura de cauciuc de la dopuri pur și simplu se compactează, se lipește bine de sticlă. Deci nu mai avem nevoie de sterilizare în cuptor. Mi-au ieșit aproximativ 10 sticle. După cum se observă, sunt sticle de la bere, sticlele de la berea Carlsberg. Știți foarte bine că sunt reutilizabile. Poftă bună vă doresc, dragii mei!